Nunta anului în Partidul Social-Democrat. Peste 500 de invitați s-au distrat la petrecerea de nuntă a fostului ministru al muncii, Ilie Olguța Vasilescu, și a colegului său de partid, senatorul Claudiu Manda, la Ișalnița, într-o sală de evenimente de lângă Craiova. Pe lângă familie și prieteni, cuplul a avut alături colegi de partid în frunte cu premierul Viorica Dăncilă, împreună cu soțul ei și președintele PSD. Liviu Dragnea a venit însoțit de iubita sa, Irina Tănase. Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au programat petrecerea de nuntă la mai bine de o lună după ce și-au unit destinele chiar de dragobete. Mirii s-au distrat pe cinste alături de toți invitații. Să vin dintre români ce mai fierbiți, prin gol și până în gol și până în mâncea, până în gol și până în mâncea. Președintele PSD și iubita lui au stat până la ora 7 dimineață, iar premierul Viorica Dăncilă și soțul ei au plecat în jurul orei 4. Atât Olguța Vasilescu cât și Claudiu Manda au mai fost căsătoriți și fiecare are cât un copil din căsătoria anterioară.